Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. Suntem în echipă completă, așa cum ne-am obișnuit, sau cum pot să spun că mi-a fost dor. Bună dimineața, Rosi, bună dimineața, Andra. Astăzi suntem mai mulți ca de obicei, o să vedeți imediat și de ce, că s-a umplut aici la mine în sufragerie, avem invitați de seamă. E 3 septembrie și o să vedeți imediat și despre ce invitați e vorba. Mai lăsăm un pic suspansul, că na, așa ne place nouă să facem diminețile altfel, așa. Cei care vă pregătiți să plecați la muncă, ca să nu zic servici sau serviciu, că iar mă corectează, așa, să vedeți cine că e alături de mine în platou, cine mă corectează de obicei. Un sufragiu, da. Da, i-ați auzit vocea, dar încă nu l-arătăm la televizor. Mulțumesc celor colegilor mei din regie. Mihai Panaitescu, dragii mei, alături de mine, că tot l-am pomenit săptămâna trecută și nu a venit singur, a venit cu încă 3 oameni minunați. Am dezvăluit și în emisiunea cu Roxana și cu Andreea că o să mai povestim despre teatru. Teatru, am spus bine, domnule director? Da, foarte bine. Mai mă chinui, mai îmi iese câteodată. Dar tot la teatru și la cafei îmi place să merg. Tot să-l necăjesc, așa, că e după vacanță și e odihnit. Bine ai revenit! Bine v-am regăsit după vacanța teatrală, care a fost bine meritată pentru toți. Începem în forță și începem cu o premieră. Vinovații sunt aici, în dreapta noastră, în stânga ecranului, și ar fi bine să vorbească ei despre premiera lor, pentru că sunt implicați direct. Nu? Da, sunt invitații dumneavoastră, domnule director. Aici sunt invitații tăi, cred. Da? Da. Deci trebuie să încerc să văd dacă mi-a să... Hai, vedem. Începem cu doamnele. Gianina Iconaru. Bună dimineața. Am zis bine? Da, foarte bine. Mi-a ieșit tura asta. Ștefana Brudan. Bună dimineața. Și domnul regizor Ion Mircioagă. Bună dimineața. Stați liniștiți că l-am greșit înainte de emisiune. Noroc că am citit înainte, că bineînțeles că l-am botezat pe domnul regizor. Bine ați venit la noi la Hunedoara 1 TV, așa de dimineață. E cam de dimineață, să spunem așa, pentru dumneavoastră, că presupun că sunteți obosiți. Presupun rău, bine, au fost grele repetițiile. Repetițiile au fost foarte frumoase, iar oboseala este una pozitivă, așa că nu trebuie să facem caz de... Este o oboseală care ne dă energie, dacă îmi pot permite să spun așa ceva. Cel puțin lor, actorilor, care iată, îi zâmbesc, e clar că le dau energie. Noi am avut-o și pe Andreea Oprean. Am mai botezat-o odată. E fiica Roxanei, da. E fiica Roxanei Oșanschi. Am avut-o. Ea e scenografă în toată povestea aceasta. Să știi că am întrebat-o ce înseamnă să fii scenograf și mi-a explicat, să știi că eu n-am știut. De obicei lumea confundă cu scenaristul. Corect. Poate trebuie să facem mai multe emisiuni și cu meseriile astea, că sunt atâtea meserii pe lângă teatru. E să fii actor, e așa, să fii actor. Adică toată lumea joacă teatru în ziua de astăzi, încât nu mai știi când ești pe scenă și când ești în viața civilă. Dar când ești pe scenă sau ești lângă ea, știi? Că jucăm teatru, așa, zi de zi. Dar, uite, sunt atât de multe meserii care sunt lângă actorii. Așa care, este, da. Și care sunt foarte importante, adică, dacă am înțeles tot eu bine. Tot mai important, în construcția unui spectacol, toți au rolul lor.
regizorul e cel care vine cu conceptul și care conduce tot spectacolul, dar scenograful se ocupă de tot ce ține de decor, costume, recuzită, deci în ansamblu, deși există și meseria de costumier care se ocupă de costume, creează costume, creatori de costume, sunt cei care fac muzica de teatru, compozitorii care se ocupă de muzica de teatru, sunt cei care se ocupă de light design sau eclairaj în franceză, deci de luminile care sunt pe scenă, care pot fi ele o artă în sine la un moment dat, deci e foarte important pentru teatru. Spațiu muzical, eu nu zic muzică, zic un spațiu muzical, când actorii intră într-un spațiu, de sunete, de vibrații, de, care ajută foarte mult pentru economia spectacolului. Nu uităm și pe cei care confecționează decorul, cei care muncesc în ateliere. Și pe cei de la administrativ, că până la urmă și aia au rolul lor. Au rolul lor, da. Deci se lucrează în echipă și până la urmă produsul finit este un cumul de efort al tuturor. O salutăm și pe Melinda, pierul teatrului, pentru că și ea are rolul ei. Da, salutăm da. Și ne... Pe ea am uitat-o, tocmai pe ea. Ne-am uitat-o, niciodată ne uităm. Bună, care Melinda. Ea grijă de noi, da. Eu am zis blinding, că na, dar am fost corectată. Blinding Love. Și aici vreau să merg la domnul regizor să mă lămurească, pentru că pe afiș scrie după o idee de Leonard Gerșe. Gerșe. Na, ceva tot am greșit, eu nu scapă bâlbele. Ce înseamnă să faci, să pui în scenă, să regizezi după o idee? Este un text care, fără îndoială, este valoros, dar care e datat. Și este datat pentru că sunt aluzii și observații care acum 50-60 de ani erau pertinente, iar acum ele sunt total inutile, în primul rând. În al doilea rând, sunt multe referiri la epoca contemporană americană, la politicieni americani, la filozofi, la vedete americane ale vremii, care nu au relevanță astăzi. Dar astea sunt aspectele superficiale. Aspectele profunde sunt legate de felul în care, împreună cu echipa de actori, o echipă formidabilă, sunt fericit că lucrez cu asemenea actori, deci e vorba despre felul în care citim acest text. Dacă el este în formă o comedie cu accente dramatice, dar ceea ce ne interesează este să vorbim despre o competiție paradoxală între dorința și nevoia de libertate și dorința și nevoia de iubire. Paradoxală, pentru că ele parcă sunt împreună, dar nu sunt împreună. În momentul în care te îndrăgostești, îți delegi o parte din libertate persoanei pe care o iubești. Iar în momentul în care îți dorești libertate, dorința, intensitatea, ca să spun mai românești, intensitatea sentimentelor scade. Ori asta ne-a preocupat și din cauza asta am făcut ceea ce numim noi o versiune scenică. E după poveste, fluturii sunt liberi, dragii mei, iubesc fluturașii, cei care ne urmăriți, îmi urmăriți emisiunea, știți deja că sunt de-a dreptul îndrăgostită de aceste fenomene zburătoare, le spun eu, și de multe ori cred că sunt îngerași, pentru că îi vedem așa că apar și după ce apar ei, parcă începem să zâmbim. Am și pantofior și rochița e în ton. Și ăsta îți dă fluturi. Da, eu sunt fluturași. Da, o întrebare. A avut vreodată fluturi în stomac? Să știi că da, odată în viață. Cred că despre asta e vorba în piesă. Sunt convinsă. Despre acei fluturi din acum stomac. Acum vreau să spun. Da? Da, deci sunt fluturi și pe afiș.
stilizați. Da, frumoși. Da, frumoși, da. Îmi plac fluturașii, iubesc fluturașii și am primit și la colegii mei grățare cu fluturași. Toată lumea știe că iubesc fluturașii. Deci rămâne la ideea că fluturii sunt liberi. Nu știu dacă sunt liberi, n-am reușit să aflu, dar poate să aflăm după ce vedem piesa care va avea premierea 6 septembrie. Vineri. Vineri la 19. Vă așteptăm la Teatru de Artă din Deva. Oricum pe Andra, că se poate. Mulțumim, Andra! Da. Uite ce fluturaș frumos. Da. Nu știu dacă fluturii, știu că sunt ginga, așa, asta e sigur. Nu știu dacă sunt orbi, dar blinding love, iubirea, eu aș traduce iubirea oarbă, nu știu, domnul regizor, e oarbă iubirea asta? Îți iau ochii. Îți iau ochii. Și mintea. Și mintea. De asta spune că ai fluturi în stomac pentru că ai văzut persoana de care ești îndrăgostit și logica nu mai funcționează. Așa e. Îți pierzi uzul rațiunii, cum spunea Conuian cu Caragiale. Și de neexplicat. Deci e o reacție a organismului care e de neexplicat. Iar această expresie ai fluturi în stomac explică cel mai bine, probabil că de asta a dat numele original al piesei. Dar Blinding Love este o denumire mult mai bună din punctul meu de vedere și mai la obiect. Și susțin ce a spus domnul regizor, sunt foarte multe anacronisme în textul original și trebuie o adaptare, de fapt. Asta înseamnă, după o idee, de o adaptare personală a domnului regizor. Nu o să vreau să povestim foarte mult despre piesă, pentru că vreau să-i facem curioși pe oameni să vină la teatru, să ne vedem cu toții, să ne revedem, pentru că dăm start unui noi stagiu. Stagiu, da, începe stagiunea 2024-2025. Și vreau doar să-i chemăm să vadă cu ochii lor, dacă nu sunt orbi, cât e de frumoasă iubirea, pentru că am înțeles că așa, un pic. Cine joacă rolul principal? Cine e orb în toată povestea asta? Nu dăm, nu spunem secret? Nu spunem. Așa. Una la mână și a doua la mână pentru că pentru că sunt trei roluri principale. Este un rol episodic al cuiva care joacă rolul regizorului și sunt trei roluri principale. Din acest punct de vedere, textul este generos cu partiturile actoricești. Pe afiș apare, deci nu vorbim despre piesă prea mult, pentru că vrem să ne revedem, să umplem sala. Sunt iubitorii de teatru, sunt deja în poziție de start. Biletele s-au pus în vânzare, presupun. Sigur că da. Pot fi achiziționate și cei care nu reușiți să le luați online, pe pagina teatrului de Facebook a teatrului, mulțumesc, Andra, există postare cu fiecare piesă, să mai revenim cel mai bine. Mai jos, să se ruleze. Da, asta este, da, de la Sighișoara, nu întâmplător am pus așa, fiindcă vreau să mergem mai în jos, este o postare, dacă scrollează Andra. Mulțumesc, Andra, aici vedem toate piesele și dacă deschideți această postare, găsiți și linkurile de unde puteți achiziționa bilete. Dacă nu, Ramona și colegul ei vă așteaptă la agenția de teatru pe centru pietonal, acolo unde ne întâlnim noi foarte des și puteți achiziționa bile de acolo. Greșesc cu ceva? Nu, sigur că da, și aș vrea să ofer spectatorilor dumneavoastră două invitații duble, deci pentru patru persoane, cine sună la tine, la Ioana, va primi două invitații duble pentru patru persoane. Mulțumim mult! Și mergem la afiș din nou, pentru că pe afiș apare în dreapta sus Teatru Tact Sighișoara. Prietenul meu, știți, am zis, Toboșoara de la Sighișoara, îl iubesc pe acel om, e de-a dreptul minunat și plin de entuziasm. De la Sighișoara, dragii mei, astăzi în platou alături de mine Janina Iconaru, dar am fost corectată de domnul director, trebuie să spune, dăm din casă, mai recorectat și în afara emisiunii, aparține și teatru, faci parte și din echipa de la Teatru din Deva. Sunt actriță angajată a Teatrului de Artă din Deva.
de un an și jumătate, aproape doi deja, că nu am ținut contul, n-am contorizat cum a trecut timpul. Teatrul de Tag din Sighișoara mă leagă altceva, dar angajată sunt a Teatrului Tag din Deva. Dar ce vă leagă de Teatrul Tag? Teatrul de Tag din Deva. De Teatrul Tag din Sighișoara mă leagă faptul că este un proiect pe care l-am făcut împreună cu Ștefana Brudan și 15 ani de zile am activat doar ca actori în teatrul independent. Și e proiectul nostru de suflet. Dar din momentul în care m-am angajat și la Teatrul de Arte din Deva, eu sunt un om așa care pasional cu bune și cu rele, probabil ca toți dintre noi cei prezenți, și tot ceea ce înseamnă meserie fac cu tot dragul și cu toată implicarea. Deci și aici la Teatrul din Deva deja sunt implicată și sufletește, la fel cum am fost de-a lungul anilor și la Teatrul Tag din Sighișoara. Și tocmai de aceea cred că în final am ajuns să colaborăm, dar despre asta cred că ne veți întreba dumneavoastră în continuare. Da, o să revin la doamna Gianina Igonaru, nu scap așa, pentru că e foarte iubită. Eu mi-a făcut temele înainte și Roxana și Andreea și nu doar, așa cum am spus de foarte multe ori, am întâlnit-o în oraș și cum ochiul meu ăsta care vede și ce trebuie și ce nu trebuie, mereu am văzut-o ieșind pe poarta Teatrului de Artă din Deva și am întrebat cine e acea femeie frumoasă și a venit să răspunse actrița teatrului, serios, și eu de ce nu știu cine e. Și uite că am aflat și cine e, mai revenim și o să întrebăm cum e la Deva față de Sighișoara, dar mergem la domnul Ștefana Brudan prima dată și să-l întrebăm de ce la Deva și nu în altă parte a țării. Păi, cred că s-a răspuns. Vrem să auzim și răspuns de la dumneavoastră. E luna ce a răspuns. Da, da. În 2007, la Sighișoara, am început timid un proiect care se numește Teatrul și se numește în continuare, doar că acum este mai puternic, foarte puternic pentru un teatru independent. Și după 15 ani de teatru independent exclusiv, am avut o colaborare cu Teatrul de Artă din Deva, respectiv în spectacolul Un tramvai numit Dorință, regizat de Eugen Pădureanu. După acel moment, care mi-a picat foarte bine și am colaborat foarte bine cu oamenii de aici, m-am gândit la un alt pas, respectiv cum facem să fim mai puternici. Și pentru că eu cred că, la fel ca și oamenii, dacă sunt uniți, dacă reușesc să colaboreze foarte bine, la fel și două instituții, să zic, de cultură, entități culturale, da, pentru că nu suntem... se unesc și își unesc forțele, pot realiza ceva superior împreună. Și noi sperăm ca spectatorii să vadă lucrul acesta. Pe lângă asta, cred că am fi și suntem câștigați reciproc, deci din punct de vedere al spectatorilor. Adică când reușim să jucăm la Sighișoara, vin spectatori de la Sighișoara, la Deva, spectatorii de la Deva și în felul acesta teatrul poate fi mai vizibil. Bineînțeles, pentru că mai multe turnee, că plus, spectacolul va fi itinerant, nu va plus, rămâne doar în spațiul din Sighișoara și din Deva. El va călători probabil și în străinătate și în toată România. Vreau să spun că fiecare spectacol este un pariu cu public, cu publicul. Cu publicul. Nu există rețete de succes sau așa ceva, deci important este munca și
totul rămâne de văzut la final. De multe ori n-aș vrea să fiu rău, dar unde sunt foarte multe așteptări, de obicei sunt cele mai slăbuțe rezultate și, și invers. Din asocieri de astea, cum am făcut acum, s-ar putea să iasă un, un produs cultural de foarte bună calitate care va dăinui în timp. E, Sighișoara e una, mă spun eu, am vizitat Sighișoara de foarte multe ani, nu știu, am pierdut numărul, de când tot vorbim despre Sighișoara de săptămâna trecută, de când tot vorbim despre Sighișoara, încerc să număr, chiar mă uitam la un moment dat pe pozele din Google Photo, nu am reușit să identific de câte ori am fost la Sighișoara și nu te saturi niciodată să vizitezi acel loc minunat din centrul țării. O diferență uriașă, să spunem, acolo parcă lucrurile au evoluat altfel, parcă e o altă țară, turiștii sunt la ei acasă, vezi turiști din toate părțile lumii, am întâlnit acolo foarte mulți turiști veniți din tot felul de colțuri ale lumii. Și ca o paranteză vreau să întreb pe cei doi invitați, pe cei doi invitați ai mei care vin din Sighișoara, care e rețeta succesului, ați descoperit-o? Poate ne dați și nouă la Deva, să reușim și noi să facem măcar o părticică aici în Deva. Uite, și eu sunt convinsă că și Mihai ar fi dispus să facem, dacă ne-ați vinde din rețeta succesului, cum ați reușit să-i aduceți pe turiști la Sighișoara? Că noi ne tot chinim să-i aducem la Deva și nu ne iasă. Nici nu știu dacă... Turiștii vin la Sighișoara cu sau fără invitație. Nu... Așa, din păcate sau din fericire, nu e nevoie de foarte multe lucruri ca să-ți dorești să... Au făcut mai mult înaintașii noștri când au ridicat... Secolul al XIII-lea. Da, de fapt, turiștii vin pentru acele construcții medievale. Din punctul meu de vedere, să poate face mult mai mult la nivel cultural în Sighișoara, mai ales că la ora actuală nu este o instituție. Există o sală, dar nu este o instituție de spectacole care a ajutat foarte mult orașul și dezvoltarea lui culturală. Am avut discuții cu fostul primar de acolo, am explicat foarte multe despre cum ar trebui făcut o instituție de spectacole care se țină de primăria Sighișoara, se pare că a fost de acord. Nu știu în ce măsură se va ajunge să construiască sala Mihai Eminescu, parcă se numește, nu? Acum se renovează. A fost de acord. A fost de acord. A fost de acord. Da. Mergem la piesa noastră Cu iubire și cu fără vedere, ca să nu zicem altfel, că na, nu e fain să zici că suntem orbi când iubim. Iubire, nu, fără... că nu iubire fără vedere. Lasă așa, dacă zice bine, că suntem orbi. Bine că nu știi cu cine te iubești. Am zis, nu zicem orbi, știi, că e pe văzute și pe nevăzute. Cum mi s-au părut și acum facem așa abstracție, domnul regizor, că e aici, ne facem că nu e aici. Vă întrebăm și pe domnia sa. Cum mi s-a părut rolul? Greu? Ușor? S-a pliat pe dumneavoastră? Cum v-ați obișnuit? Cum v-ați intrat în... Nu este prima dată când lucrez cu domnul Mirșagă. Uite așa ne răspunde doamna. Rolul acesta, aș spune că a fost un pic... un pic mai la distanță de mine și treptat ne-am apropiat, bineînțeles, cu ajutorul domnului regizor Ion Mirceagă, care pentru mine, nu știu experiența altora, pentru mine, nu știu, reușește să scoată niște lucruri și fără să-mi dau seama eu și probabil că nici dumnealui, cum încep așa treptat să iasă la iveală și în final să fie aproape de personajul din piesa
mă rog, piesa originală Fluturi sunt libere, Blinding Love, titlul spectacolului nostru. A fost fiecare rol e o provocare, nu găsești rețeta de la început, de la prima lectură. Descoperi treptat și chiar dacă uneori ne-ar plăcea să descoperim mult mai repede cheia personajului să meargă așa ca un cuțit în brânză, să spun, munca e treptată și dar descoperirea și când simți cumva, nu știu, simți cumva că ești tot mai aproape și totul îți devine organic, spunem noi. Adică e ca și cum vine de la tine, chiar dacă tu în viața de zi cu zi nu ești așa cum ar fi personajul, ceea ce e firesc, pentru că dacă am fi așa cum sunt personajele pe care le interpretăm, nu ar mai avea sens meseria aceasta de actor. Noi trebuie să lucrăm și să aducem o versiune cât mai veridică a personajului dintr-o piesă de teatru. Chiar îmi stăteam și mă gândeam de multe ori, oare ce s-a gândit Shakespeare, ce s-a gândit Caragiale, cum au gândit ei când au scris piesele de teatru, cum ar fi văzut autorul personajul respectiv. Dar noi ajungem la o variantă cât mai aproape, pentru că ne gândim la psihologia personajului, la relațiile dintre personaje, la tot ceea ce e tot acest cumul al unui spectacol. Și a fost... De fiecare dată e cu urcuș, apoi e și un coboruș, iar mai urcăm, iar mai coborâm și când ajungem cumva sus, trebuie să rămânem acolo. Avem spectacol. Și mi-a plăcut chestia asta cu Caragiale, extraordinară. Și cum s-a gândit Caragiale? Eu cred că el nu s-a gândit că va ieși atât de comic. De fapt, e o satiră îngrozitoare în care își bate joc de o grămadă de... Hai să zicem apucături. Clar. Oamenilor. Din păcate, el a ajuns eternul contemporan, Caragiale. Nu cred că s-a gândit că va genera atât umor. Nu, mă gândeam la personaj în sine. Eu știu ce ai zis, dar mi-a plăcut chestia cu Caragiale și mă tot gândeam și eu acum, mi-a intrat în cap cum a gândit el când a scris. Pentru că noi citim, începem cu repetiții lectură, discutăm despre personaje, despre psihologia personajelor și atunci ușor încep să iasă la iveală lucruri pe care nici nu credeai că uneori că ești capabil să le faci pe scenă. Iar ceea ce privește experiența mea de lucru, lucrez bine cu toată lumea, dar cu domnul Mirceagă, nu știu, e o relație, poate și pentru că ne cunoaștem mai mulți ani și așa simt eu, că odată parcă îi se întâmplă explozie și încep să se lege lucrurile. Din ce în primele repetiții eu sunt cu plâns, cu chin, cu nu e așa ușor. Adică nu e ușor. Așa e traseul meu până și se manifestă ușor. Fiecare se manifestă ușor. Da, fiecare. Și acum sunt... Astăzi am zis lui Ștefan în culise, l-am găsit, că aveam o glumă cu Eugen Pădureanu, glumeam și, măi, le căutăm personajele astea pe hol, pe aici nu le mai găsim. Nu le găsim. Și, bine, era vorba despre repetițiile la alt spectacol și mai făceam de glume. Și acum în culise l-am găsit. Pe cine ați găsit la teatru, domnul Ștefan Abrudean, la teatru din Deva? Ce personaj ați găsit? Cine puteți spune despre rolul pe care l-a scris domnul regizor pentru dumneavoastră? E mișto, se potrivește, nu se potrivește? Cred că se potrivește până la urmă. Mi se potrivește. Eu nici nu mai știu ce mi se potrivește, ce mi se potrivește. Nici. Dați-mi voie să intervin. Pentru că am lucrat cu Ștefan și Mihail Sebastian, am lucrat și Cehov, am lucrat și...
Ștefan se potrivește orice rol. Pentru că el este un actor cu disponibilități fantastice. Să știți că diferența între Ștefan cel de pe stradă și Ștefan pe scenă este fantastică, este extraordinară. Îmi place să spun despre el, admirativ, că este un rechin. Deci el când se urcă pe scenă, se cam termină tot ce este pe acolo. Domină scenă numai prin prezența lui. Este un actor extraordinar și rolul acesta mic ca întindere pe care îl face în spectacolul la care vă invităm vineri, este un rol de care se achită așa. E adevărat că mai lucrăm și astăzi, am mai spus niște lucruri. În perioada de pauză le-am scris mesaje pe WhatsApp. Vezi că acolo, cred că... Da, nu ne lasăm. Da. Nu stăm liniștiți. Da. Nici în timpul liber. Nici după premieră, nu știu cum să fie așa. Asta am vrut să spun, pentru că el este modest și n-a știut ce să vă răspundă. El are o disponibilitate sufletească, dacă mi se pare prea mult. Atât de mare, care este contrast cu felul modest în care se poartă în viața de zi cu zi, încât lui ies rolurile, ies foarte bine. Și era un tânăr debutant când a jucat un rol greu, Miroiu, și a jucat excelent într-un spectacol de care nu mi-e rușine. Când eram tânăr. Da. Și rămânem la Ion Mircioagă, nu mergem foarte departe, deși a intervenit, era așa, așa nu îl lăsăm pe domnul regizor. O întrebare care stă bine oricărui jurnalist. Cum e să veniți în provincie să jucați? Eu nu vin în provincie. Eu nu vin în provincie. Teatrul se poate face bine și la Sighișoara, și la București, și la Suceava, și la Reșița. Ceea ce este important este, poate vi se pare că spun vorbe mari, important este onestitatea cu care vii să faci teatru, deschiderea pe care o ai. Am venit aici invitat de Ștefan și de domnul director Panaitescu și am venit deschis pentru acest proiect. Eu nu vreau nici să creez așteptări foarte mari și nici vreau să păcătuiesc. Dar părerea mea este că spectacolul pe care îl facem mare puțin și este un spectacol demn de ceea ce se numește teatrul românesc de calitate. Teatrul românesc de calitate. Deci, ca să revin. Eu nu vin în provincie, eu vin să fac teatru. Consimt și vreau să spun și eu ceva, la fel ca și domnul Ion. Și eu nu cred în provincialism, absolut deloc. Eu sunt convins că lucrurile bune, chiar mai bune, se fac mai departe de capitală și ăsta e un clișeu cu capitala și... Din păcate trăim în lumea clișeilor și da, eu trebuie să credem în ele. Vă rog să mă scuzați că intervin. Problema este o problemă foarte importantă și cred că aici nu neapărat noi cei din platou trebuie să lucrăm cu noi, ci noi cei din platou trebuie să lucrăm cu publicul căruia ne adresăm și care are acest complex, dacă greșesc să mă iertați, acest complex de inferioritate. Dom'le, nu vin la teatru din Deva, că e teatru de provincie. Dacă vine, zic, Marius Manole sau Ana Pelea, la 200 de lei biletul, mă duc să-l văd că e Marius Manole. Și uneori merită, uneori poate nu merită. Corect. Uneori poate nu merită. Noi toți spunem asta, dar când vine de la... Eu mereu spun. Plus că spectacolul teatrului de Vaș, asta e foarte important pentru telespectatorii dumneavoastră, costul biletului este subvenționat de Consiliul Județean, pentru că costul real al unui bilet, dacă ar fi costurile de producție, este mult mai mare. Și spectatorii beneficiază de acest lucru, de finanțarea Consiliului Județean, care se reflectă în costul biletului, care este simbolic, este 20 de lei, ceva de genul ăsta. Și mai puțin decât un pachet de țigări, nu știu cât costă acum țigările. Dar mă gândesc că mai... 20 de lei, exact, da. 50 de bani, depinde de marcă. Da, și trebuie să mulțumim și Consiliul Județean, pentru că ne asigură finanțare și în fiecare an noi creștem
crește și numărul de spectatori și numărul de producții și suntem pe un trend pozitiv. Da, și vrem și ne dorim asta, să înțeleagă telespectatorii noștri, să înțeleagă locuitorii județului Hunedoara, că nu o facem numai pentru Deveni, o facem pentru toți cei, în primul rând pentru cetățenii județului Hunedoara, că din orice parte a județului ai veni, 30 de lei de combustibil și 20 de lei pentru biletul la teatru, 50 de lei nu e o sumă și poate reușim să socializăm, poate reușim să ne întâlnim, că până la urmă ăsta e scopul de cele mai multe ori, să facem ceva pentru sufletele noastre, că, Doamne iartă-mă, la televizor ne putem uita și mâine, că tot aceeași realitate ne la locul ei pusă pe micile ecrane. Că depinde de postul la care te uiți, că la un moment dat o iei cu stângul în dreptul și te apuci să faci o piesă de teatru, așa cum a făcut domnul regizor. Și vreau să-l întreb, da, nu, că trebuie să întreb. Cum a luat naștere această creație? De unde ideea? Când ați spus prima dată prima idee pe hârtie? Cum? Din ce motiv a luat naștere Blinding Love? Acum, vedeți că este un proces care nu are o zi și o oră anume. El, în primul rând, se hrănește dintr-o experiență lungă. Așa. Semi-personală. De viață. O experiență care nu înseamnă doar trăirea realității cotidiene, ci înseamnă și ce m-a ajutat Dumnezeu să acumulez și din lecturile pe care le fac și din filme pe care le văd și din muzica pe care o ascult. Deci, din această magmă, aceasta a fost o magmă pe care propunerea lui Ștefan a picat foarte bine și, dacă vreți, neapărat să vă spun, ideea aceasta a concurenței dintre sentiment și dorința de libertate este o idee pe care am întâlnit-o acum vreo 20 de ani într-un eseu al lui Ortega y Gasset, dacă are importanță lucrul ăsta. Și citind piesa, am zis, aha, acolo, de acolo. Deci cam așa, în felul ăsta ia naștere o idee. Dar să știți ceva, nu e greu să ai idei. Nu e greu să ai idei. Ceea ce este important este ca ceea ce este pe scenă să fie viu. Să fie mai viu decât viața. Ca să ne intereseze cu adevărat. Pentru că altfel căscăm ochii la ce se întâmplă pe stradă sau la reality show-uri și zicem că vedem viață, ceea ce nu e adevărat. Ceea ce nu e adevărat. Acum, un regizor, așa, pentru cultura mea, nu ne aude nimeni asta, acum suntem doar noi. Cu siguranță, da. Nu ne aude nimeni. Un regizor, când se apucă de un proiect, are deja în cap și ideea, echipa pentru care îl scrie sau prima dată scrie proiectul și pe urmă se gândește, își alege echipa? Sunt cazuri și cazuri. Aici este un caz mixt, pentru că pe Aurelian și pe Emilia eu nu-i cunoșteam. Am lucrat mult și plăcut cu Ștefan și cu Gianina. Ca urmare am venit așa, cu o iubire orbitoare în raport cu acești tineri. Pot să spun că am avut un noroc foarte mare, pentru că sunt doi tineri foarte, foarte, foarte talentați, cu disponibilitate de joc și foarte organici și foarte vii în scenă. Alte ori, da, am un gând de distribuție, dar să știți că mi s-a întâmplat în vreo două rânduri, când am ținut neapărat să lucrez cu actrița Bâză, nu știu cum mai multe, să mă păcălesc și să funcționeze mai bine întâmplarea, instinctul de moment. Până la urmă, dacă ai în cap o distribuție, înseamnă că, într-o oarecare măsură, cunoști actorul sau actrița respectivă, actorii sau actrița respectivă. Ceea ce înseamnă că partea asta extraordinară a meseriei de regizor, și anume cunoașterea
cunoașterea intimității unor oameni îți este refuzată. Și de ce spun cunoașterea intimității unor oameni? Până la urmă, actorii lucrează cu interiorul lor. Corpurile sunt cum sunt, glasurile sunt cum sunt. Ce este important este pe dinăuntru. Ori, cum spunea Gianina acum 10 minute, lucrul acesta pe dinăuntru este pasionant și important și îmi dă satisfacție mie personal. Nu întâmplător duc discuția și insist și rămân la domnul regisor pentru că nu se știe când îl mai prindem la Dale Dimineții. Acum să ne dea totul din casă, că așa e pe restul invitațiilor, ea mai aproape, o să mă întâlnesc și cu ei la teatru și mai des, dar pe domnul regizor mai greu îl aducem în platou. Depinde de domnul director. Așa, nu, da, am zis domnul director că domăria dumneavoastră depinde. Da. Da. Răspuns la Mihai, dragii mei, pentru asta îl iubim, pentru că e altfel. Nu vă întreb care e actorul preferat cu care ați lucrat în carieră, că o să-mi spuneți că toți actorii sunt, nu știu când. Cel mai greu actor cu care ați lucrat în cariera dumneavoastră? Care e actorul cu care ați lucrat cel mai greu în cariera dumneavoastră? Vă pot spune un nume, dar nu știu dacă vă spune ceva. Vă pot spune că a jucat Tartuf la Ploiești și că mi-a scos peri albi. Mi-a scos peri albi în repetiții, iar la premieră a venit beat pulbere. Oh, wow. Deci mai greu decât atâm se poate. Și ce ați făcut până la urmă? Eu am vrut să suspend spectacolul. Directorul de atunci al teatrului a insistat să se joace, s-a jucat. A ieșit o prostie. Am înțeles. Ok. Da. M-ați întrebat, am răspuns. Cu Maria noastră, domnia dumneavoastră, ne vedem în curând tot aici la Dale Dimineții, că ne trezim și dimineața de vreme. Că tot începe stagiunea și o să mai avem... Știu, că mai venit și mi-a luat carnetul din cauza voastră, da, cu emisiunile astea de dimineață, da. Da, că te grăbeai. Dar nu să ne grăbeai, că dumneavoastră a trezit târziu, domnule director. Există poate o nuanță a întrebării. E vorba despre complexitatea lucrului și aici pot să vă spun că iarăși depinde cum... E același termen pe care am fost acum 5 minute. De onestitatea cu care eu mă apropii de rol slash actor și de onestitatea și de la care actorul, actrița se apropie de rol și de mine. Și atunci putem să comunicăm foarte bine, cum se întâmplă cu Gianina, că este aici de față, și insist să spun cu ceilalți trei membri ai distribuției, sau lucrurile se pot opri undeva unde funcționează meseria, abilitățile, tehnica, nu e repetiția aia la finalul căreia ești nemulțumit și în același timp încântat. Zici, doamne, n-a ieșit prea bine, dar este extraordinar. Simt că este ceva în mine foarte bine. De asta spun. Am lucrat cu actori, iarăși nu vreau să dau nume, unii sunt cunoscuți, cu care relația s-a oprit pe un palier profesional. E mai riscant și mai dificil tipul ăsta de lucru pe, în zona emoțională, dar despre asta e vorba în teatru. Eu știu că regizorii nu prea renunță la ce au pus pe hârtie și nu prea modifică mare lucru în timpul proiectului și chiar și în cazul prietenilor mei de la teatru și experiența ultimilor 6 ani, că cu unul pauză 7, știu că nu se prea modifică proiectele de-a lungul repetițiilor. Dar așa, în cariera dumneavoastră, de dragul proiectului, ați modificat vreodată un scenariu după vreun actor? Doamne, proiectul rămâne proiect. Așa. Proiectul rămâne proiect. Modificări am făcut inclusiv azi. În nuanțe, insist, în căutarea adiului. Și aici le cer lor să spună, și poate să mai vorbească și ei, că am vorbit prea mult eu, le cer lor să spună de câte ori pe repetiție nu spun asta este foarte bine, aici e mai bine ce spui tu decât ce ți-am spus eu ieri, aici continuă, aici du-te mai departe, aici vezi că nu prea merge. Altfel, eu sunt un om limitat.
sunt un om limitat și mă îmbogățesc lucrând cu încă 4 oameni pe scenă, nu mai vorbim de scenograf, de luminist, de toți oamenii de lângă scenă pe care vorbea domnul director. Și atunci, ca să mă îmbogățesc, normal că proiectul este flexibil. Rămâne ideea. Da. Dacă rămâne doar o idee, este insuficient. Dar vă rog să-i întrebați și pe ei. Eu mă fac că nu sunt aici. Acum am vrut să spun. Acum vă rugăm frumos, mutați camera de pe domnul regizor și mergem la actorii și ne întrebăm pe domnul Brudan. Ce înseamnă să lucrezi cu un regizor marca Ion? Da. Regizor? Ce înseamnă? Înseamnă să înțeleagă pe fiecare actor în parte. Acesta de când am lucrat pentru prima dată cu domnul Mircioagă, acum vreo câțiva ani. Așa, ne mai aducem aminte numele proiectului? Da, Steaua fără nume. Steaua fără nume, spectacol de la, pe care l-am, care a fost realizat la Teatru Gea Petculescu din Reșița, așa se numea. Atunci așa se numea. Era sediu vechi. Da. Și de atunci am sesizat și m-am bucurat, eram la început de drum, chiar de început de drum în viață, că eram foarte tânăr. Am simțit și m-a bucurat faptul că vrea să se înțeleagă pe fiecare actor în parte, nu vorbește cu grupul. Și asta a dus la o colaborare care acum pot să zic, durează normal, cu mici întrerupe de 22 de ani. Ce frumos! Două cuvinte din rolul, o frază din rolul cu care ne veți încânta. Ne spune, mai avem 5 minute de emisiune, haideți să le dăm ceva telespectatorii. Să o spun eu locul lui? Da. E o frază, da. Asta este o piesă mare, numai un regizor ca mine știe să o facă. Asta, dar e textul lui. Și haideți să înțeleg că pe scenă sunteți regizor în 6 septembrie. Da. Jucați rolul lui domnului Ion Mircioagă. Unui mare regizor. Ce e mai plăcut în viața? Ce iubește un actor? Ce sau invers? Sau cu alte cuvinte, ce iubește Ștefana Brudan în viața asta? Ce iubește Ștefana Brudan în viața asta? Nu știu, cel mai mult să muncească, dar să muncească în liniște. Cine vă incomodează? S-a mai întâmplat. Sau ordinea asta, poate fi schimbată, liniștea și până să... Dar că ați pomenit de personajul de la Sighișoar și a zis că mai sunt 5 minute, vreau să vă fac o plăcere și să invit publicul de vean la teatru, aproximativ cum ar face toboșarul cetății din Sighișoara. Am zis. Anume, ar spune așa, mersul la teatru nu strică dinții. Am zis. Mergem la doamna Gianina Iconaru, o să mai întâlnim, dragii mei, face parte din distribuția mai multor piese, o să vedeți imediat despre ce este vorba, mai avem mai puțin de 2 minute, într-un cuvânt. Ce le-ați spune telespectatorilor care ne urmăresc în această dimineață, așa, pe scurt, cu suflet, cu iubire oarbă să vină în 6 la teatru? Într-un cuvânt îmi va fi greu, dar nu pot decât atât să invit la teatru să vadă spectacolul nostru, Blinding Love, la care am lucrat cu drag și ne-am unit noi așa ca echipă. Noi cei care am lucrat pe durata verii, perioada concediului. Și ne-a picat foarte bine tuturor. O să zic și eu ceva? Acum. Mai mă bași pe mine seama. Noi avem hai să zicem, un dicton, un zical, ceva. Respectă-te, deci vinul la teatru.
Eram sigură că cu asta o să încheiem, dar nu încheiem, așa că vreau așa. 6 septembrie, e cum vreau eu, că e la dale dimineții. 6 septembrie, ora 19, Blinding Love, în regia lui Ion Mircioagă, da? 13 septembrie, ora 19, Secretul Fericirii, da? În regia lui Mihai Panaitescu, domnia sa, e alături de mine. Da. 20 septembrie, Mafia Femeilor, regia Mihai Panaitescu și ne întâlnim din nou cu... Exagerat, nu deja. Cu Eugen, da. Da. Să știi că cu el a lucrat cel mai greu mulțumesc. O să povestim probabil despre fiecare piesă în parte. La început, prima dată. Da. 27 septembrie, Brezilia Scorpiei, regia Sandu... Grecu. Grecu, da. Acesta este programul pe și din nou Gianina Iconaru și am mai văzut-o într-o din Mafia Femeilor. Păi și Mafia Femeilor, mai multe și da. În Tramvai Numit Dorință și... 27 septembrie, da, vorbim, domnul director, doar de programul pe luna septembrie. Gata, tac, n-am zis nimic de mai departe. Păi cum nu? Trebuie să spunem telespectatorilor, păi, să vină în 6 septembrie la teatru. De la ora 19, Blinding Love, da. Prețul biletului 20 de lei. Cui mulțumim? Cui să mulțumim? Mulțumim actorilor. Am mulțumit regizorul actorilor, ție că ne-ai invitat în acest platou, Consiliul Județean pentru Finanțare și cam atât. Și cam atât? Cam atât. Eu le mulțumesc telespectatorilor că sunt alături de mine în fiecare dimineață și le spun cu aceeași dragoste. Eu îi iubesc. Vedeți, nimic nu e întâmplător. Eu spun asta în fiecare dimineață. Vă mulțumesc că ați venit alături de mine. Vă doresc succes în tot ceea ce faceți. O să mai așteptăm pe domnul regizor. Sper că am avea atâtea de povestit. Poate data viitoare e mai prietenesc cu telespectatorii noștri și dă mai multe nume din casă, că au lumea... Da, se poate. Facem așa o dimineață incendiară. Domnule director, mulțumesc pentru prezența în emisiune. Și eu vă mulțumesc și vă așteptăm la teatru. Cu siguranță vin, sunt curioasă să văd cum e cu fluturii, cu stomacul, că eu îi port pe rochiță, pe pantofiori, pe la mânuță și peste tot, dar sunt curioasă. Cum îmi explicați că ea de la stomac, că s-au mai dus, dar mai revin. Așa e, de fiecare dată când vezi un om drag. Mie revin fluturii la stomac în fiecare dimineață, dragii mei, când intru în direct aici la Dale Dimineții, pentru că încerc să vă transmit în fiecare dimineață puțin, câte puțin din iubirea mea. Și eu știu, nu sper, eu știu cu siguranță că Dumnezeu ne iubește și că într-o bună zi vom vedea cu ochii liber că vom primi înapoi ceea ce dăruim. Acești oameni ne dăruiesc de fiecare dată din timpul lor, din inimile lor, din sufletele lor, pentru că atunci când urcă pe scenă, după ore și ore, nopți nedormite, în cazul că se scrie, în cazul că se creează decoruri, în cazul în care se creează costume sau o linie muzicală, în cazul domnului director, să faci rost de finanțare și de tot ce e nevoie ca aceste spectacole să aibă loc pe scena Teatrului de Artă din Deva. Noi le mulțumim tuturor celor care sunt acolo implicați cu trup și suflet și, ce să zic, iubiți și voi, dragii mei, nu uitați să iubiți, dar nu uitați să dăruiți, așa cum dăruiesc ei, pentru că în cazul lor aplauzele, în cazul nostru, nu se știe când primim iubirea înapoi. Vă iubesc!